Mi-e fric de mort. Haide! Ioana, dă din mâini, din mâini și din mâini. Salut, dragă toată lumea, eu sunt Zbâr și astăzi o să facem Pool is Lava Challenge. Oh, nu! Adică cel care atinge apa pierde și trebuie să ajungi dintr-o parte în cealaltă a piscinii fără să atinge apa. Și o să facem mai multe ture și cine nu atinge deloc apa de cele mai multe ori câștigă. Ce câștigă? Challenge-ul. Ce v-ați obișnuit prea cu banii, hai că vă învățăm prost. Astăzi suntem alături de Ioana, sora mea, Gami, iubitul ei, Cazi și Deni. Și Geleu. Da, și Geleu. Și înainte să începem, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram la Andrei Zbâr. Și la Andrei Gavril, you know the drill. Și la voi, Cazi, you know the... La Geleu cu 2 de U, vă spun. Tu ești Johnule, hai să ciocăniți pe piscină. Yay! Avem aici vreo 4 saltele și un colac. Și o să mergem și o să le umflăm și o să le punem pe piscină. Ne vedem direct la piscină. Da. LeBron James. Ia-o. Top! Ce e asta? Hai să... Dinozaur tent. Hai că mi-am luat apă. Așa, băi, băieți, și am ajuns și la piscină. Suntem greu aici cu Gami, greu, Cazi, Albina și cu Geleu. Ei o să fie primii concurenți, să vedem cine câștigă prima cursă de Pool is Lava. Deci regulile sunt simple. Trebuie să ar pe saltea gonflabilă de aici și să ajungi până în partea cealaltă fără să atingi apa. Și nu e chiar atât de ușor, deci aveți voie să atingeți puțin cu mâinile, că altfel n-ați avea cum să vă deplasați în față, da? Da, da, super, super. Noroc, Gami, sper să câștigi. Mersi, frate. El e pe fratul tău? Nu, și... Hai, sunteți gata, băieți? Deci, băieți, vreau un joc corect, fără lovituri sub centură, fără cartonașe galbene, multe goluri și să câștige cel mai bun surfer. Haideți. Da. Super rece. Nu mă filma acum, te rog frumos. De ce? Într-o ipostază indecentă. Zic să sar pe ea. Hai, filmează. Da, știu cum fac. Trebuie să sar. 3, 2, 1 și... Dar nu pot să mă deprind. Cineva a murit. Ok, Cazi e out. Rămâne între voi doi. Haide, Gami. Nu știu cum mă pun, nu știu abordarea. Sar pe burtă și du-te în față. Păi cum vă pun și eu, că văd că mi-a... Nu! Uite așa mă pun. Vrei să te împing eu? Nu, nu, nu. Chiar n-aș vrea să pic în apă, boșilor, e super rece. Adică... Să vedem cine câștigă. A? Cine a luat punctul? Geleu. Geleu are un punct. Gelzăturule, dezamăgire. Cazi a picat înainte să înceapă. Am un altă grea. Top! Asta a fost runda întâi, băieți. A ajuns Cori la filmare, Zbâr participă. Tu ești cu la mea? Da. Deci asta cred că e cea mai grea unealtă. Sper să mă descurc și să nu mă bată fetele. Nu faci așa, că pici pe spate. Cum te simți pe locul 2? Bă, mi-e fric de mort. Abdomen cu pătrățele. E super rece apa, băieți. Hâs, Johnule, Dorian. Hâs. Acum antrenez pentru o săritură foarte, foarte grea pe care o să fac în vlogul meu. Intrați la Zbâr pe canal ca să vedeți săritura cea mai tare. Hai să vedem, Zbâr. O sar cu genunchi aici, nu știu cât de ok. Hai să vedem, Zbâr. Ia-ți viteză, c***e. Hai, nici nu știu că alerg o banană între picioare. Cu două banane. Gândește-te că așa sunt eu în fiecare zi. Hai că am mers. Ai sărit dacă e? Cum e apa? Ok, traiul 2. 3, 2, 1. Top, top. Ți-a ieșit pe cur banana. Hai. Realizez că nu o să meargă, gen. Acum începe runda a doua, unde o să fiu eu.
contra sora mea Ioana și contra Dani. Sper că o să câștig, să mă calific mai departe. Dacă nu, cel puțin să câștig un punct. Hai să vedem ce se întâmplă. Menționăm că Ioana, fiind sora mea mai mică, mi-a spus că hey, eu nu pot sta pe chestia aia, las-mă în colac. Și na, fiind mai mică și mai fraier, am lăsat-o. Hei, nu sunt fraier. Haideți băieți și fete. Ce faci, băr? Se duce Ioana. Ioana, dă din mâini, din mâini și din mâini. Ioana, dă din mâini, 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 mâini. Haide. Cursa este strânsă. Cursa este strânsă și Ioana câștigă, băieți și fete. Te v-am zis. Bine, bravo Ioana. Da, noi suntem doi loseri. Hei băieți, dacă vă întrebați ce e cu clipul ăsta, păi ăștia sunt câteva clipuri pe care le-am filmat astăvară și am uitat de ele sau n-am avut chef să le editez. Și m-am gândit că odată ce a venit anul nou, ce ar fi să vă arăt câteva chestii pe care nu le-ați văzut în 2019. Dacă vreți să mai fac episoade când postez chestii filmate mai de mult, dar pe care n-am avut niciodată șansa să le editez, să scrieți în comentarii. Aici eram foarte adormit pentru că editasem toată noaptea și cred că am și uitat să închei vlogul. Și acum să începem vlogul ăsta cu Mitsu. Nici măcar nu mai știu ce era prin el. Astăzi sunt împreună iarăși cu Mitsanu și o să ne întoarcem în clasa 2-a, 5-a, nu știu sigur în ce clasă. O să căutăm pe niște teste de inteligență de clasa 5-a. Vedeți dacă suntem mai deștepți decât un copil de clasa a 5-a sau de clasa a 1-i. Lumina e cam nașpa, dar nu contează, avem aici un green screen, o să-l folosim. În ce secol ar fi trebuit să trăiești? Bă, dă-l încolo. Care este părerea ta despre jocurile video? Îți putrezesc creierul? Nu pot trăi fără ele? Sunt ok atâta timp cât nu devii dependent de ele. Care este părerea ta? Îți putrezesc creierul? Asta e și părerea mea. Bam. Era. Așa, ce faci în timpul liber? Mă duc la mall? Stau cu prietenii? Mă plimb cu naveta spațială și mă uit pe Calea Lactee. Mă, cine a scris întrebările astea? Vrei să te mint? Îmi place să prăjesc insecte cu lupa. Asta se pune? Bă, să zic că mă duc la mall cu prietenii. Cam ciudat. Bă, eu prăjeam insecte, naiba. Ești o fire destructivă? Păi, tatăl meu e regele. Mă învață, bă, cât de greșit e scris acest. Nu vine să cred. Că pentru a deveni un conducător bun, trebuie să impun forță și respect. Ha. Pum, nimeni minte nu are. Nu știu, frate, să nu știu mă repeti de schimb la asta. Păi, în era în care trăiesc avem baie portabilă care nu are mai mult de 2 cm. Pădurea este toaleta mea. What the fuck? Băi, ce să stăm o fără mișto. Ești în stare să treci de clasa a 5-a. Hai să vedem. Am lăsat jocul ăla la o parte că era prea ciudat, brother, e prea ciudat. Ok, liniile paralele. Nu se intersectează, nu se ating, devin valuri. Eu cred că devin valuri. Da, gen paralele. Valuri. Sunt mai deștept decât un copil de clasa 5-a. Nu cred. Bă, stai mă, care e diferența dintre nu se intersectează și nu se ating? Nu se intersectează gen... Nu știu, nu-i tot aia. E de la cum se numește? E întrebare capcană, dar doar una trebuie să aleg. Valuri, că ea două capcane și un valuri. Valuri. Dacă tai un copac, rămâi fără dioxid de carbon, oxigen, aoleu, nu cumva să rămânem fără oxigen, că nu mai câștigăm meciurile. Fără oxigen. Mamă, ce păsări. Deci dacă tai copacul, rămâi fără dioxid de carbon, G8, oxigen sau păsări. Bă, păsări mă, că unde mai stau? Dacă tai copacul, păsările nu mai aterizează în copac și se pun, nu știu, pe odaia și ia foc, da, știi? Pe niște cabluri, deci păsări. Da, bă. Oxigenul, dacă tai un copac, oxigen tot se joacă fără, n-are nicio treabă, știi? Da, și gen... Dioxid de carbon, nu știu ce e asta, de la mașină n-are carbon, treabă. Carbon, NFS, carbon. N-are treabă mașina cu copacii. Oxigen se joacă Fortnite liniștit, carbonul e cu NFS-ul. Dar păsările nu mai stau, se pun pe cabluri și faia foc de pe cabluri. Așa e. Rău. Bă, mai bine făceam de alea unul. Ce mă? Mai bine făceam întrebări de alea, gen, tu să-mi pui întrebări. Hai să facem așa. Facem după aia, tata, stai puțin, că n-are nicio logică de episodul ăsta, stai logică. Am, fără măcar pe logică. Cel mai vechi eveniment de pe linia timpului este întotdeauna aflat în partea dreaptă, aflat în partea stângă. De la mijloc. Băi, în partea dreaptă nu e nimic și în partea stângă e Mitsu și Mitsu nu prea e trecut. Și aici e că la mijloc. Deci nu sunt trecut. Nu. Sunt prezent? Deci prezent, zic eu, nu ești yes. Trecutul. Cel mai vechi. Prezent, doamna profesoară. Ok, următoarea. Care din următoarele perechi sunt antonime? Distractiv și plictisitor. Distracție și amuzament. Andreea Marin și Mihaela Rădulescu. Ce? Asta e o variantă, ce? Da, asta e o variantă. Ce ne selectăm aici? Ultima variantă. Bine. Din următoarele este o sursă de inspirație pentru tema de acasă. Jurnalul lui Britney Spears. Un articol despre Britney Spears. Ce?
Ce? Eu zic că un articol, că gen, vezi acolo un articol ce a mai făcut Britney Spears, că s-a dus, a văzut cu Logan Paul, a făcut o poză cu Ryzen și pe aia, știi? Beautify T-Series, da. Ce se întâmplă? Nu știu ce e cu testul ăsta, dar mai avem 6 întrebări. Ce culoare vei obține când amesteci albastru cu galben? Maro. Deci avem verde, albastru, deschis sau portocaliu? Maro. Maro. Albastra maro. A patra maro. Corpul tău folosește 15 milioane de celule sanguine pe secundă. Ce auzi? Adevărat, fals? Ce? Ce auzi? Ce? De. Ce? A. Așa, și am ajuns și la ultima întrebare. Urși polari mănâncă pinguini. Adevărat, fals sau scârbos? Scârbos. Chiar dacă scârbos. E adevărat, chiar dacă e fals, e scârbos. Nu știu ce să zic. Sunt foarte de fapt, vicios. Nu, stai. Pinguinii trăiesc la polul sud, în timp ce urșii polari trăiesc la polul nord. Deci nu se pot mânca unii pe alții. Decât la grădina zoologică. Spâr, deci, 2000. Adevărat, urșii polari mai mănâncă și pinguini. Da. Deci, ai terminat testul. Rezultatul tău este satisfăcător. Ai avut un rezultat decent, însă nimic extraordinar. Nu ești tocilar, nu este stilul tău, însă reprezinți echilibrul dintre distracție și responsabilitate. Chiar că eu consider că asta e o caracterizare potrivită pentru mine. Hai să vedem, care e cel mai populat oraș din America de Sud? Lima, Peru, Bogota, Columbia, São Paulo, Brazilia, Rio de Janeiro? Cred că Rio. Crezi că Rio? Cred că... E sigur de asta? Întrebare pentru... São Paulo. Și cred că São Paulo din Brazilia. Îmi amintesc eu bine că Ronaldinho se juca acolo pe plajă de fotbal, știi? Făcea braziliană și acolo e. De São Paulo. São Paulo, da? A pus pe lângă. Și răspuns corect! Mai avem puțin și câștigăm 1 milion. Cam ăsta e premiul, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și noi ne revedem în clipul următor. Ciao. Top.